vanilie, cacao sau arome de fructe, cu sau fără glazură de ciocolată, la cornet sau la pahar. Românii au de unde alege atunci când vine vorba despre înghețată. Dar v-ați întrebat vreodată și ce ingrediente conține înghețata din comerț? Nu unele tocmai sănătoase, ne avertizează specialiștii. Cei mai nocivi aditivi alimentari sunt coloranții. Se știe sigur că provoacă boli grave, cum ar fi ast, rinite alergice și chiar cancer. Am găsit și substanțe nespecifice acestui produs, cum ar fi pesmet, gelatină de porc, uleiuri hidrogenate exotice de cocos, de palmier. Grăsimile saturate, prezente și ele în înghețată în cantități prea mari, sunt periculoase pentru colesterol. Unele înghețate conțin și peste 18 grame de grăsimi saturate per 100 de grame, în condițiile în care Asociația Americană a Inimii recomandă cel mult 11 grame pe zi. Ne place sau nu, acestea sunt datele unui studiu realizat pe 64 de sortimente de înghețată dintre cele mai populare. Știu ce are. Cam ce? Tot ce e chimic pe fața pământului e amestecat în înghețata asta care o mănânc eu. Toate astea o mâncat? Mănânc de căldura care simt nevoie, de rece. Ca să fiți siguri că veți consuma o înghețată de calitate, citiți bine ingredientele de pe etichetă. Primele trei ingrediente sunt foarte importante pentru produsul respectiv, adică definesc calitatea produsului respectiv. Dacă primul ingredient este apa, la o înghețată cu suc de fructe, este clar că în acel produs găsim o cantitate mică de suc de fructe. Dacă nu aveți cum să o preparați acasă, o variantă mai sănătoasă, recomandată de specialiști, este înghețata artizanală făcută de maestrii gelatieri. Noi preparăm înghețata în fiecare zi, în laboratorul din spatele meu. Înghețata este proaspătă și doar cu ingrediente naturale. Pentru sorbeturi și pentru înghețata de vișine, în mod special cea pe care v-am arătat-o, folosim apă caldă și acea bază uscată adusă din Italia. Cu apa caldă și cu acea bază uscată se creează baza pentru sorbeturi, iar apoi, într-o cantitate identică cu acea bază lichidă, se pune fructul proaspăt. Se amestecă foarte, foarte bine cu un aparat special și apoi este introdus în mașina de înghețată. Cei care au o intoleranță la zahăr sau lapte pot găsi în gelaterii și înghețată vegană cu diferite arome.